acesta, de a cincelea lucru. Sila nu s-a lăsat influențat de oameni. Și aici e cea mai tăioasă parte din mesajul meu, să știți, cea mai grea. Atâta l-am măcinat, atâta l-am măcinat de numai. Când a ajuns Sila, după ce ajunge la Antiohia să petrece ceva extraordinar, Pavel îi spune lui Barnaba, hai să plecăm să vizităm bisericii pe unde am fost. Și asta spune, hai să luăm și pe Marcu cu noi. Și Pavel nu e de acord. Ceea ce mai frumos din textul acela e atitudinea lui Luca, să știți. Hai să vă citesc cum o rezolva Luca, cum o prezenta Luca diferența dintre Pavel și Barnaba. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. Pavel a luat pe Sila. Când am citit lucrul ăsta, am zis, Doamne, dă și la noi oameni ca Luca. Amin? Doamne, dă și la noi în biserică oameni ca Luca. Când citești textul acesta, zici, s-au despărțit. Dar toți cercetătorii Bibliei, toți comentatorii se împart în două grupe, să știți. Este o grupă care spune că Barnaba a vrut să facă compromis. Că de fapt și eu cerut la Pavel, eu cerut să facă un compromis și Pavel nu a vrut să facă compromis. Și era cât de cât pace să alunește pe Pavel. Dar când am fost anul ăsta la convenția pastorală de la biserica de pe Pardis, o dat niște cărți. Frate Pavel, nu știu dacă ai cartea cu Pavel. Ai cartea aia cu Pavel? De Charles Swindoll. Și Charles Swindoll spune un lucru extraordinar. Zice, Barnaba era un people person. El era un om care iubea oamenii. Pavel era un om care iubea lucrarea. Mă înțelegeți dumneavoastră? Diferența a fost că unul punea valoare pe oameni și unul punea valoare pe lucrare. De Barnaba zicea Charles Swindoll, zicea asta, să uita la viitor. Pavel încă nu scăpase de trecut. Barnaba a vrut să-i spună lui Pavel, auzi Pavel, Dumnezeu cu tine a avut răbdare. Ai fost un hulitor, ai fost un ucigaș și Dumnezeu ți-a dat a doua șansă. Dă-i încă o șansă lui Marcu. Lasă-l să vie cu noi în lucrare, lasă-l să înveți. Țin minte când am fost la școală, fratele Crinșor Ștefan, care mi-a fost profesor, mi-a spus că el și-a făcut lucrarea de doctorat. Cine a fost tânărul care a fugit din grădina Ghețimani, de și-a lăsat haina? Și-a spus că a fost Ioan Marcu. Probabil că Marcu ăsta era mai fricos, mai slab de înger, cum zicem noi. Dar Barnaba o zice, eu nu vreau să-l las din mână, ca să nu se piardă. Sufletul lui are preț. Și ce-o zice cuvântul Dumnezeu, ce spune în Ioan? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Diferența a fost că unul a vrut oamenii să nu se piardă, unul s-a uitat la lucrare, unul s-a uitat la oameni. Unul a înțeles că oamenii au valoare în ochii lui Dumnezeu, alții au vrut să facă o lucrare, să rămână ceva după ei. Și acum pică Sila aici între ei, că aici e marele. Credeți că în biserica aia, Charles Swindoll spune în capitolul 12, dacă veți citi cartea aceasta, știi cum se începe el capitolul 12? Ziua în care cei doi misionari aproape s-au luat la bătaie. Ăsta e titlul care l-a pus Charles Swindoll. El spune, bazat pe faptul că în Galanteni, în capitolul 2, da, în Galanteni, capitolul 2 cu 13, când Pavel vorbea și de Chifa care a venit în Antiohia și suferit când mânca cu iudei și când mânca cu neamul, zice, împreună cu ei a început să prefacă și ceilalți iudei. Așa că până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei lor. Și bazat pe versetul ăsta spun mulți cercetători că treburile dintre Pavel și Barnaba nu s-au tomnit niciodată, dar eu nu cred lucrurile astea. Și zice, nu cred. Nu știu ce s-a întâmplat, nu spune Biblia ce s-a întâmplat cu Barnaba, dar spune un lucru foarte frumos, Pavel către Timotei, în 2 Timotei 4, zice, auzi, zice, adă-l pe Marcu, că mi-e de folos. Îi scrisese cu câteva rânduri înainte, zice, clipa pe cărei mele este aproape, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă. Și după aia scrie, zice, adă-l pe Marcu, că nu pot să mor.
până nu mă împac cu El. M-ați înțeles, dumneavoastră? Nu pot să mor până nu mă împac cu Marcu. Mi-e de folos Marcu la lucrare. Mi-e de folos că într-o zi eu trebuie să închid ochii și nu mă pot duce înaintea lui Dumnezeu cu polițe neplătite. Nu mă pot duce cu datorii. Eu trebuie să mă duc în pace, în liniște. Eu trebuie să mă duc cu inima dezlegată. Adă-l pe Marcu că mi-e folos la lucrare, că dacă nu, lucrarea care am făcut-o eu pe pământ n-are valoare. N-are valoare. Dumnezeu nu face compromisuri. Dumnezeu nu închide un ochi. Poți să scrii epistole, poți să fii în adâncul mării, trei zile și trei nopți, dar dacă mergi certa cu cineva, Dumnezeu nu te iartă, că ai avut timp să-ți rezolvi problemele pe pământ. Când a plecat Pavel cu Barnaba în lucrare, în capitolul 13, a spus Duhul Sfânt, puneți deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece, vreau să vă citesc ceva. Când pleacă Pavel cu Sila, Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce a fost încredințați de frați în grija Harului Domnului. Nu și-au pus mâinile peste ei. Nu a fost chiar așa o pace în Antiohia. Peste Barnaba și peste Pavel, biserica și-a pus mâinile. Dar când a plecat, eu în grijă numai Harul Domnului. Și Sila nu se uită la oameni, asta vreau să vă spun. Era un pic de tensiune atunci în Antiohia. Și nu asta vreau să fac, dar vreau să vă spun, în timpul tensiunii acestea, Sila zice, știi ce, eu nu ascult de ceea ce vorbește lumea. Eu vreau să mă convinc de Pavel personal, pentru că nu poți să judeci pe un om după o vorbă sau după o faptă. N-ai dreptul să judeci o carte după copertă, să spune, dreptul. Și Sila, când l-a văzut, a văzut că Pavel a zis, ăsta are încredere în mine. Și ce spunea Campbell Morgan? Zice, găsesc mare mângâiere în această întâmplare, ori de câte ori o citesc. Sunt recunoscător pentru revelarea umanității acestor oameni. Dacă nu aș fi citit niciodată că Pavel și Barnaba s-au cetat, aș fi avut de ce să mă tem. Dar nu erau îngeri, ci erau oameni. Sila a înțeles lucrul acesta. Câteodată avem diferențe. Nu pentru că vrem răul, dar pentru că avem alte valori. Pavel avea valoarea lucrării, Barnaba avea valoarea omului. Și câteodată nu le putem desfăta, nu le putem rezolva. Și Sila a înțeles lucrul acesta. Apoi, și ce am mai văzut? Am văzut că la Sila îi place să lucre în echipă. Atunci când ești crescut în adunare, stil incubator, nu ai suspiciuni, nu ai gelozie. Când mâncarea e la fel, când lumina e la fel, când căldura e la fel, tu crezi că toate lucrurile sunt la fel. Tu crezi că toată lumea e la fel. Dreptui. Haideți să vă citesc ceva. Primele trei versete din capitolul 16. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice necrincioasă și al unui tată grec. Frații din Listra și Iconea îl vorbeau de bine. Pavel a vrut să-l ia cu el și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, că toți știau că tatăl lui era grec. Și n-o zis Sila, auzi, Pavele, nu-s eu destul? Nu-s eu proroc? Nu-s eu lucrător? La ce-ți mai trebuie unul? Dacă vei citi în capitolul 18, spune că când pleacă Pavel din Corint, ia pe Acuila și pe Priscila cu el. Și Pavel și Sila nu a fost gelos. Când lucri în echipă, fratele meu, sora mea, nu ești gelos pe nimeni, pentru că știi că este destul de lucru în câmpii a lui Dumnezeu, în grădina lui Dumnezeu, în via lui Dumnezeu, este atâta de lucru. Și n-ai de ce să fii gelos. Tu lucri în dreptul tău, ăla lucră în dreptul lui, ăla lucră în dreptul lui, dar la tăți mi-a dat drumul de lucru, să știți. Nu este unul care Domnul să nu-i poată da de lucru. Nu este unul să n-aibă o chemare în locul acesta. Și ce zice Pavel în Efeseni? Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos.
Pavel apostol, Timotei evanghelist, Sila proroc, Sila întărea pe frați, Aquila și Priscila l-au luat pe Apollo și l-au învățat calea cu deamănuntul. Oameni care știau să plece. Ce echipă brânunată, așa-i? Și Sila a fost omul de echipă, să știți. Sila i-a plăcut să lucre în echipă. Păi Sila nu l-a deranjat dacă mai vinit un lucrător. Dacă Pavel a mai ales un om să călătorească cu el, păi Sila nu l-a deranjat. E loc și pentru el. Și cele mai succesful lucrări care sunt, e când strângi lângă tine oameni capabili. Uitați-vă la IBM, uitați-vă la Apple, la toți ăștia. Strâng cei mai deștepți oameni din lume lângă ei. Ca să aibă succes. Ca să ai succes. Tot așa e și în lucrarea lui Dumnezeu. Nu-ți fie frică să strângi oameni capabili lângă tine. Oameni care pot să slujească. Că nu rămâne ce fac eu, rămâne ce am investit în alții. Ascultați-mă, rămâne ce ai investit în alții. Rămâne ce ai investit în copiii tăi, rămâne ce ai investit în frații tăi, în surorile tale. Aia rămâne. Sila era un om de echipă. Și apoi, Sila era omul care Pavel a știut că îi acoperă spatele. Pavel a știut că nu-i frică că Sila îl va împunge de la spate niciodată. Fiindcă am fost oprit de Duhul Sfânt să vestesc cuvântul în Ahea, am trecut prin Ținutul Fregiei și Galatei. Ajuns însă misia, se pregătea să intre în Bitine, dar Duhul Sfânt nu ne-a dat voie. Au trecut prin misia și s-au coborât la Troia. Noaptea Pavel a văzut un om din Macedonia să stea în picioare și i-a făcut următoarea rugăminte: treci în Macedonia și ajută-ne. După vederea aceasta lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Dumnezeu ne cheamă să le vestim Evanghelia. Or plecat și Sila n-a pus la question niciodată chemarea lui Pavel. O vrut să intre în Asia, Duhul Sfânt a zis, nu Pavel, vrut să intre în Bitinia, Duhul Sfânt a zis, nu. A ajuns la Troa și aici zice un om din Macedonia, hai și ajută-ne. Și merg în Filipi și acolo ajung în închisoare. Și știi ce e frumos din lucrarea asta? Să ai încredere în omul lângă tine. Spune că la miezul nopții cântau. Am avut harul să fiu închis. Am avut harul să fiu închis, să fiu în închisoare. După ce am fugit din țară, 6 zile pe munți, 3 zile am mâncat, 3 zile n-am mâncat, o noapte am trecut Dunărea. O zi am stat cu o lingură de un soare, atât am mâncat. Atât am mai avut, o lingură de un soare. Dintr-un borcan. Și am mers 40 de kilometri pe jos într-o noapte. Cu gândul să, cu scopul să ajungem într-un oraș, să luăm autobuzul, să mergem la Belgrad. La Belgrad au trenul să mergem în Italia. Și când m-am dus la gară, ne-a părât femeia de care am luat biletele, că n-am vorbit. Și ne-a părât la poliție și când am vrut să ne suim în autobuz, ne-au arestat pe tăți. Și ne-au băgat în închisoare, ne-au băgat în celule. Și din celula unde eram, vedeam păscări în sus, geamul, și era Dunărea și pe partea de marul românesc. 4 ore am plâns ca un nebun. Era legea că dacă te prinde cu 40 de kilometri lângă graniță, te dă înapoi. 4 ore am plâns, cum n-am plâns niciodată. Disperat. După cât am suferit, și am să-și mă dau înapoi și mă bat așa de mă rup. Eram ca de aștept. Dar Sila, la miezul nopții, cânta cu Pavel, nu plâns. Mi-a spus, auzi, nu zic că ăștia, așa cum se zice astăzi, dă-mi un telefon, am dreptul la un telefon, să sun, să-l sun pe Petru Petre cu primul avion viu acasă, m-am săturat. La miezul nopții cânta și spunea lui Pavel, auzi, Pavel, cred că trebuie să încep un pic mai sus. Că noi tot ce facem, facem pentru slava lui Dumnezeu și ăștia care ne ascultă, el trebuie să ascultă o cântare din inimă. La miezul nopții nu se reproșa unul la altul, nu se învinuia unul pe altul. Pavel, ce-i chemarea asta de la tine? Unde ți-e vedenia? Aici ai vrut să ne aduci. Pavel, o știu că Sila îi va acoperi spatele. Pavel, o știu că Sila, dacă trec până foc, până apă, spatele lui Pavel e acoperit. Asta a văzut în el. Și ultimul lucru în seara aceasta. În capitolul 18, cu versetul 5, spune cuvântul Domnului, după ce a venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel deja era în Corint, zice,
s-a dat cu totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Mulți spun că după ce a venit Pavel, și, după ce a venit Sila și cu Timotei, au adus un ajutor din Macedonia și Pavel n-a mai trebuit să lucre. Eu nu cred lucrul ăsta. Eu cred că după ce au venit Sila și cu Timotei au început să lucre. La Sila i-a fost plăcut și lucrul, fraților. Sila a fost un om harnic. Asta îmi spune mie cuvântul Domnului când citesc aici. Evrei au Talmudul lor, dreptui, prinde învățături, prinde proverbe, dar și românii l-au pe lor, dreptui. Și noi avem un Talmud. Talmudul nostru știe ce spune? Cine e de una și de alta. Amin? Cine e de una și de alta. Cine poate munci, poate și predica. Nu e rușine. Pavel spunea, Pavel le spune la Tesalonicen când le scrie după aceea, vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și munca noastră, cum lucram zi și noapte, ca să nu fim sărcini niciuna din voi și vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu. Lucram zi și noapte și a lucrat Pavel totdeauna, pentru că mai spre sus timpul a trecut deja, pentru că mai jos zice și în Corinteni, spune, n-am vrut să fiu o piedică în vestirea Evangheliei, dar Sila a înțeles că trebuie să și lucreze. E ok să predici, e ok să evangelizezi, e ok să stai în închisoare, dar câteodată trebuie să muncești ca să-ți câștigi existența. Și Sila a fost un om harnic. Nu au zis, eu nu muncesc, Pavel. Pe mine n-au decât să mă țin alții. Nu, Sila a fost un om care, dacă o trebuie să muncească, a muncit. Vă rog ca în seara aceasta Duhul Domnului să ne călăuzească mai departe. Vă rog, citiți mai departe despre Sila. Biografiile astea sunt interesante pentru că orice cine ar fi predicat, vă rog să vă spun că n-ar fi predicat la fel ca mine. Se spune că la o școală de criminalistică, în timp ce studenții studiază criminalistica, se produce o scenă în fața lor și ei trebuie să relateze tot ce s-a întâmplat. Și spune că aproape toți scriu ceva diferit. Nu ce-au văzut, ci ce-au înțeles. Mă rog ca Domnul să ne facă să înțeleagă mai mult. Amin. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene. Haideți să cântăm împreună. Cuprins suntem de uimire cum Dumnezeu ne-a putut iubi, ierta și să ne dea zile din astea binecuvântate. Haideți să ne ridicăm și cu bucurie să cântăm. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene and wonder how He could love me, a sinner condemned and clean. How marvelous, how wonderful. Shall never be. How marvelous.
Ne-am dorit la Biserica Grace să fie o biserică de referință. Cu frații, în discuțiile care le-am avut, de multe ori am vorbit despre lucrul acesta. Și iată că Dumnezeu a adus și ziua în care, dacă cineva caută o predică despre Sila, o găsește la Grace. Și mă rog Dumnezeu să folosească frățietatea din locul acesta, să nu fie doar promotor de idei, ci să fie și un loc în care se generează învățătura autentică pentru slava lui Dumnezeu. Și să ajungă în metropolă și nu numai, în lumea întreagă, dacă cineva are nevoie de resurse, dacă cineva are nevoie de idei, dacă cineva are nevoie de inspirație, să se poate spune, mă, căutați la Grace. Și mă rog Domnul să împlinească dorința aceasta. De aceea mă rog pentru toți frații care slujesc în cuvântul Domnului, în cântarea de laudă, oriunde, în orice departament, Domnul să ne dea seriozitate, fraților, să punem plugul adânc în brastă, să luăm lucrurile în serios, pentru că vrem în viața aceasta să fim un punct de referință și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Înainte să intrăm într-o rugăciune de mulțumire înaintea Domnului, aș vrea să rămâneți cu unul dintre gândurile care mie mi-a plăcut foarte mult și toate au fost frumoase, dar unul m-a atins într-un mod special și acela a fost numărul 1, care spunea că Pavel l-a ales pe Sila pentru că a fost foarte important locul în care s-a format. Și adevărat, Biblia spune cu cine te însoțești, spune cu cine te însoțești ca să știm, nu? De aceea vreau să vă spun să nu așteptați cumva ca Dumnezeu să vă folosească când voi vă pierdeți vremea pe internet și la tot felul de prostii. Nu. Domnul folosește oamenii care au inimă. Chiar dacă poate sunt slabi, chiar dacă poate sunt la început, chiar dacă. Dar Domnul vede în ei dorința aceea, Doamne, aș vrea și eu. De aceea vă provoc în rugăciunea aceasta să luați lucrurile în serios. Aș vrea ca eu despre mine să se poată spune într-o zi, a fost un om care a făcut asta, 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 asta. Mi-ar plăcea ca într-o zi cineva să spună, chiar dacă se va spune după moartea mea, I don't care, dar să spună, mă, mi-ar plăcea să fiu ca el. Pentru că noi suntem chemați să lăsăm o urmă în spatele nostru, iubiților. Dar pentru asta trebuie să luăm lucrurile în serios, încă din tinerețe. Să avem grijă cum ne trăim viața. Să avem grijă cum ne petrecem nopțile, să avem grijă ce vorbim, să avem grijă cum ne purtăm, să avem grijă la toate lucrurile, ca să fim o pildă vie. Pentru credincioși, haideți să chemăm numele Domnului peste noi. Și mai am un gând. Lipiți-vă de oameni de calitate. Strângeți lângă oameni de calitate. Împrieteniți-vă cu oameni de calitate. Nu vă alegeți prietenii, dați-mi voie să folosesc un cuvânt așa de stradă, dintre șmecheri. Că șmecheria știți că ține, până când se însoară și nu mai pe banii lui tata. Și trebuie să muncească el. Și dintr-o dată s-a dus șmecheria. Știi cât ține șmecheria? Până când, Doamne ferește, de un eveniment negativ. Și apoi îl vezi că vine la adunare și dintr-o dată e smerit și tu, fraților. Pentru că șmecheria nu te ajută. Iubiților, faceți-vă prieteni oamenii care au valori, oamenii care urmăresc pe Dumnezeu, oamenii de la care poți învăța ceva, oamenii care te ajută să crești și Dumnezeu să ne ajute la toți, și pe tineri și pe cei mai puțin tineri, pentru că toți avem nevoie lângă noi de astfel de oameni. Iată-l pe Sila, a știut lângă cine să se lipească și vorbim de el de 2000 de ani. Dacă spunea, lasă-l mă că-i chior! Că așa era Pavel, aproape orb. Lasă-mă mă și cu bătrânul ăsta. Tu nu vezi că de-abia vede ce? Acum mă duc să-l duc de mână pe la Corin, prin Efes. N-am timp de pierdut, vreau să fac ceva măreț. Vă spun eu ce făcea, nimic. Dar faptul că a ales să se lipească lângă un om de calitate, iată că Dumnezeu i-a păstrat numele în istorie. Haideți să luăm gândul acesta. Să avem grijă cum ne formăm și să avem grijă la oamenii lângă care ne lipim. Să chemăm numele Domnului peste noi și Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Ne rugăm împreună Domnului.
Amin. Amin. Lăudat să fie Domnul. Binecuvântat să fie numele Domnului. Haideți să ne așezăm pe scaune. Vreau să mulțumesc tuturor celor care ați ales în ziua aceasta să faceți parte din actul închinării Bisericii Grace. A fost o bucurie să fim împreună, a fost o bucurie să putem să mai zidim un altar înaintea Domnului, un altar pe care am văzut într-un mod practic că jertfa Domnului a fost aprinsă și Domnul a primit jertfa noastră, slăvit să fie numele Domnului. Vă doresc să aveți o săptămână binecuvântată cu Domnul Iisus. Nu vreau să uitați, joi seara avem închinare la casa Domnului. De la ora 7 ne întâlnim aici pentru rugăciune, pentru părtășie frățească și mă rog de pe acum Domnul să ne dea o seară binecuvântată, așa cum facem totdeauna. Duminică nu avem slujbă la casa Domnului, Biserica Grace o parte va fi plecată la Convenția Bisericilor Pentecostale din Statele Unite și Canada, a 50-a Convenție, un an deosebit, va fi o sărbătoare deosebită, cei care puteți v-ați rezerva locurile, cei care v-ați hotărât, Dumnezeu să vă călăuzească, să ajungeți cu bine, să aveți un timp binecuvântat și Domnul să vă binecuvânteze viața. Ceilalți care rămâneți, mergem camping, unii vor rămâne acasă din cauza că n-au camper și pentru că le naște nevasta. L-ați văzut pe Iulian, unde stă? Și-a luat rolul de tătic proaspăt în plen, așa, de astăzi. Ne rugăm pentru Cosmina, ne rugăm pentru lucrarea aceasta care Domnul va face în viața lor. Tuturor celor care veți veni camping, aș vrea să fim foarte atenți, mergem într-o zonă în care aș vrea să dăm și acolo exemplu că suntem oameni credincioși. Biserica Grace întotdeauna a ieșit cu fața sus, ne-am comportat întotdeauna exemplar. De aceea cred că și anul acesta, haideți să folosim, să-l citesc pe Mike aici, și contextul acesta și să arătăm oamenilor că oamenii lui Dumnezeu trăiesc diferit, chiar și la camping. Domnul să ne binecuvânteze pe toți, să fie îndurarea Domnului peste toți. Vă doresc o săptămână binecuvântată și de ce nu, poftă bună! Mai mănâncă cineva seara? Am să văd dacă ziceți amin. De aici vă prindeam. Vă doresc noapte bună și multă binecuvântare din partea Domnului. Amin.